Salutare! În acest filmuleț am să vă arăt cum se remanufacturează dramul pentru imprimantele HP M102 sau M130. Codul dramului este CF219A sau 19A. Pentru a putea remanufactura un astfel de dram aveți nevoie de cilindru, un cilindru nou, o șurubelniță dreaptă, un patent și o cârpă. Pentru a putea scoate cilindru, trebuie mai întâi să culisăm această tăblie. Da? O aducem așa. Practic o deschidem. Iar pentru a scoate acest bolț, va trebui să băgăm șurubelnița în zona aceasta și să împingem puțin câte puțin până iese bolțul. Apoi putem băga și pe aici în zona aceasta. După ce am scos afară suficient cât putem să răpucăm cu un patent, îl scoatem. Acesta este cilindrul. L-am scos. Putem aspira zona de aici sau o ștergem bine cu o cârpă. Punem cilindrul nou. L-am împins până a intrat. Punem bolțul înapoi. Aducem înapoi tăblia. Și asta este tot. Tot ce aveți nevoie pentru remanufacturarea sau reumplerea unor astfel de cartușe, găsiți pe site-ul nostru pe rfil.ro. Succes!